Leo de la Strehaia a fost condamnat definitiv la 2 ani și jumătate cu executare într-un dosar de evaziune fiscală. Seara trecută, bărbatul, alături de mama și verișorul acestuia, au fost duși la penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Mama sa a fost condamnată la 1 an și jumătate de închisoare cu executare, în timp ce verișorul său are de ispășit o pedeapsă de 2 ani de închisoare. Leo de la Strehaia a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2017 în acest dosar fiind acuzat de evaziune fiscală. Tribunalul București a decis ca Leo să fie condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare, verișorul său la 1 an jumătate, iar mama sa în vârstă de 65 de ani la 2 ani de închisoare. Condamnă inculpatul Mihai Ion Stelică la pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prevăzute de articolul 32 aliniatul 1 din Codul Penal, articolul 8 aliniatul 1 din legea numărul 241/2005. În reglementarea ulterioară modificării aduse prin legea numărul 55/2021 cu aplicarea articolului 5 din Codul Penal, menține pedepsele complementare și accesorii aplicate inculpatului prin sentința penală apelată, conform sentinței instanței. Rudele lui Leo au venit cu bagaje luându-i apărarea bărbatului. Dosarul a fost clasat de două ori, a fost achitare. Există hotărâre de la judecătoria sectorul 1 definitivă, precum că circuitul, tranzacția aceasta cu, auzise, cu facturile, a fost legal. Nu este niciun prejudiciu pentru că este o tentativă la o rambursare de TVA. Judecătoria sectorul 1 s-a pronunțat deja că definitiv că circuitul a fost legal. Dar ei nu au luat în considerare hotărârea de la judecătoria sectorul 1 și au făcut o redeschidere de neau, au zis că cere deschiderea pe alte, să meargă pe alte, astea cum să zic, acuzații. Pe alte acuzații, să verifice alte elemente noi. Dar ei când au obținut redeschiderea după aia, după ce s-a dat hotărârea definitivă, au mers tot pe acuzația asta. Manevră. Familia lui Leo este cunoscută în zonă datorită faptului că s-ar fi îmbogățit din comerțul ilegal cu combustibil. În trecut, Leo a fost la un pas de închisoare după ce procurorii l-au acuzat că a prejudiciat statul român cu 3 milioane de euro prin cumpărarea de combustibil neaccizat și vânzarea ulterioară a acestuia sub formă de motorină sau combustibil premium.